Astăzi a început a doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare și clasa 1. Astfel, copiii care nu au găsit locuri în școli în prima etapă vor fi distribuiți acum pe cele rămase libere. Perioada de înscriere durează până pe 17 mai și sunt așadar vizați doar acei elevi care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ după prima etapă. Lista finală va fi publicată în data de 24 mai. Inspectoratul Școlar Județean Argeș a publicat lista cu situația înscrierilor la clasa pregătitoare la finalul primei etape. Astfel au fost aprobate 270 de clase cu o capacitate de 6.893 de locuri. Au fost admiși după prima etapă de înscriere 4.787 de copii și au rămas libere pentru a doua etapă 2.106 locuri.